Ministerul Educației pregătește un document conceptual pentru învățământul profesional dual, un ghid al sistemului educațional profesional cu privire la parteneriatele școlilor cu agenții economici, pe care îl va lansa în dezbatere publică săptămâna viitoare, anunță Mediafax. Ministerul Educației va pune în dezbatere publică pe 16 mai un document conceptual pentru formarea profesională în sistem dual, a explicat pentru Mediafax Mirabela Amarandei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației. Învățământul profesional dual înseamnă un parteneriat între școală și agenții economici, prin care elevii fac practică la sediile firmelor care au contract de colaborare cu unitatea de învățământ. De altfel, guvernul a aprobat pe 27 aprilie strategia educației și formării profesionale din România pentru 2016-2020. Strategia vizează creșterea ratei de ocupare a tinerilor între 20 și 34 de ani, necuprinși în forme de educație, și formarea la 63% până în 2020, creșterea ponderii elevilor cuprinși în învățământul liceal, tehnologic și în învățământul profesional la 60% în 2020 și creșterea ratei de participare a adulților la învățământul pe tot parcursul vieții la 10% în 2020. Nu în ultimul rând, alte obiective mai sunt creșterea numărului total de elevi implicați în programe de inovare și dezvoltarea spiritului antreprenorial la 50.000 în 2020 și creșterea numărului total de elevi implicați în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 2020. În vederea realizării acestor obiective vor fi sprijiniți 30.000 de elevi prin finanțarea instruirii practice, 42.000 de elevi prin finanțarea nevoilor de cazare și masă, tineri din mediul rural și din medii defavorizate, tineri cu dizabilități sau cu deficiențe, populația romă, tineri cuprinși în învățământul profesional, în campusurile școlare sau în centrele de formare. Există și un mecanism de monitorizare a implementării strategiei care include un sistem informatic de management pentru înregistrarea, stocarea și analiza datelor referitoare la educația și formarea profesională. Costul total estimat al implementării strategiei pentru perioada 2016-2020 este de 1,8 miliarde de lei. Strategia de educație și formare profesională din România a fost elaborată pornind de la o analiză a sistemului de educație și formare profesională. Pe activități ale economiei naționale se constată că în toate activitățile economice, ponderea angajaților din toate întreprinderile participanți la cursuri de formare continuă în 2010 se situează sub media europeană, iar cea mai redusă participare se înregistrează în construcții, unde ponderea angajaților participanți la cursuri de formare continuă este de doar 7%. De asemenea, analiza mai arată că, deși a fost actualizat un număr semnificativ de calificări, nu există o suficientă adecvare a acestora la nevoile pieței muncii. Astfel, calificările care pot fi obținute prin formare profesională inițială și prin formare profesională continuă nu sunt suficient corelate pentru a permite permeabilitatea și flexibilitatea traseelor de pregătire. Mai departe, deși au fost dezvoltate mecanisme pentru anticiparea competențelor cerute de piața muncii și de planificarea strategică la diferite niveluri, acestea sunt aplicabile numai în formarea profesională inițială.